facem cunoștință. Noi nu știm exact anul când s-a întrupat Iisus. Cărturarii a reușit să-L greșească, dar anii au pornit de atunci în sus, inaugurând harul Lui era noastră. În ce anotimp? Toamnă? Primăvară? Când s-a născut El? Nu ne-a revelat. Dar ce contează? În Israel de vară, în Australia e iarnă fără brad. Să judecăm pe împăratul Constantin, că decretase nașterea în solstițiu? Să începem anul nou cu regele divin. Oricare zi e un dar ca în armistițiu. N-am aflat ziua lui de naștere, o vârșea sa e în veșnicii divine. Mândria vine din multă cunoaștere. Tu retrăiește clipa când am mișcat în tine. Și când va reveni în slavă, Hristos va fi un nume sfânt. Ce n-a mai fost trăit? Glorios! Va fi noapte și zi și zori și asfințit. După chimbii se va ivi lumina. Va răsări luceafărul de dimineață. Soarele nostru în aura sublimă va miji aurora măreață. Toată creația își va cânta bucuria, zărindu-L pe mile, pe nori, apoi jos. Din nunta cerului cu fecioria, veni în lume Iesua, Hristos. Când totul a început cu o nuntă pură, cu o znămislire tainică și sfântă, fără pereche în natură, misterul va sfârși cu o altă nuntă. Dar pruncul de atunci va fi un mile, biserica va fi mireasă sfântă. De crez în prima lui venire, poți fi poftit și tu la nuntă. Noi nu știm data minunii, a întruporii ca om a celui sfânt. E o taină a dumnezeirii, ca și revenirea lui pe pământ. E ultimul mister ghicit de erezii. Să nu uitați, socotitori sărmani, pentru Tatăl 1000 de ani sunt o zi și o zi e de 1000 de ani. Amin.